arma tancuri cu un istoric scurt a fost, este și va fi o armă de neînlocuit în bătăliile terestre. Chiar dacă tancurile noastre au rămas ceva mai puține ca înainte, cred că va rămâne arma de elită a luptătorului terestru. La porturi! Oricât de bani puțin vom avea, așa, vom desfășura instrucția în așa fel încât să tragem maximum de învățăminte și în același timp să formăm totuși luptători adevărați care să poată face față oricând condițiilor luptei terestre. Cu toate acestea, trebuie să nu ne ascundem după degete și să recunoaștem că de la an la an fondurile alocate pentru instrucție sunt din ce în ce mai mici și trebuie să căutăm forme, metode, procedee noi care să ne permită să facem ceva din instrucția specifică tanchiștilor. Foc! Domnule colonel, am văzut cam puțin tineri ofițeri aici în poligon. Ce se întâmplă? Sunt învoiți? Sunt în concedii, în permisii? În ultimii ani, toți cei tineri care au venit au preferat să părăsească organismul militar și să desfășoare activitatea în segmentul civil. Cred că dacă nu se vor lua măsuri ca ofițerul, cadrul în general, din Armata României să fie protejat sub o formă sau alta pentru a putea duce o viață, un trai demn, pentru a-și putea crește copiii, pentru a-și putea educa familia, în viitorul apropiat pentru mine înseamnă cel mult anul 2000, cel puțin în marea unitate pe care o comand, numărul tinerilor rămași să-și desfășoare activitatea în cadrul ei, se vor număra pe degetele de la o singură mână. Am văzut în unitatea dumneavoastră și am ascultat pe militari în termen spunând că efectiv nu au căldură. În dormitoarele lor este groaznic de frig. Într-adevăr, avem mari probleme pentru că marea unitate are 4 centrale foarte vechi, a căror vechime se pierde în negura timpului, cu toate că noi am luat unele măsuri de a cârpi aceste centrale, întrucât banii la dispoziție nu ne permit o reparație de fond a acestora. Aveți dreptate că nu reușesc să realizez în dormitoare și nici în birouri temperaturi care să permită o odihnă, așa, cât de cât omenească, normală, așa, dar nici condiții de lucru în birou care să poată duce ca ofițerul, maestru militar, subofițerul, salariatul civil să dea randament maxim. Spuneați că sunteți optimist, domnule colonel, în ce privește viitorul armei tancuri și cred că optimismul s-ar putea păstra și în privința tancurilor din unitatea dumneavoastră. Sau mă înșel, sau aveți altă opinie? Domnule colonel, sunt o fire optimistă, dar vă rog să rețineți că din 1984 această mare unitate nu a primit nimic nou pe linie de tancuri. De asemenea, din 1992, tancurile pe care cu onoare le comand, așa, n-au făcut nicio revizie generală. Dumneavoastră le vedeți aici că merg, că funcționează, așa. Dar eu n-am convingerea că voi ajunge după biuta din fața mea de aici, pentru că sunt vicii ce apar și nu pot fi remediate, pentru că ele nu sunt exploatate, nu sunt reparate, nu sunt revizuite. Aceasta este părerea mea, domnule. Articolul bugetar 25 pentru reparații este foarte, foarte mic și nu permite decât mici, mici cârpeli să ducem traiul de azi pe mâine și să vedem ce vom face păi mâine. Aceasta este perspectiva noastră în domeniul tehnic. Azi, mâine și cel mult păi mâine. Comandantul batalionului, domnul locotenent colonel Alexandru Caraman, cred că ar fi foarte încântat să raporteze o problemă care frământă în cel mai înalt grad, dacă în fața sa s-ar afla ministrul apărării naționale sau chiar șeful statului major general. Care ar fi acea problemă, domnule colonel?
Întrebare dificilă, domnule colonel. Dar se poate răspunde. Dacă ar fi domnul ministru sau domnul general de Geratu, nu l-aș întreba decât care este viitorul armatei, din punct de vedere al dânsului. Ce ne rezervă acest viitor, pentru că la unități, deja această nesiguranță a zilei de mâine se manifestă din ce în ce mai pregnant. I-aș sugera domnului ministru și l-aș ruga să vină mai des în aceste unități și să stea de vorbă cu noi, pentru că vrând nevrând, noi zicem aici să învârtelata și toate greutățile aici se simt. Aș vrea să fie mai apropiat prin acest lucru de noi, să ne înțeleagă mai mult suferințele noastre, pentru că într-adevăr sunt suferințe, vis-a-vis de slaba pregătirea militarului, așa cum se vehiculează, dar nu este slabă, pentru că noi facem toate eforturile ca acest militar totuși să se instruiască. Și la sfârșit un an de instrucție, să zicem că am scos niște militari de tanchiști bine instruiți, chiar dacă dăm la o parte unele teme din motive obiective. Și dați la o parte unele teme în instruirea militarilor? Anul care a început cu acest lucru a fost anul 98. Din lipsă de carburanți am scos o serie de teme ca neputând fi executate. A desfășura instrucție înseamnă o bază materială foarte bună, mai ales la tancuri. Mă frământă carburantul lubrifiantul de care avem nevoie și muniția. La tancuri, dacă nu avem carburant lubrifiant, deci motorină și muniție, nu putem zice că facem instrucție. Instrucția pe jos s-a trecut de mult, nu mai este la modă, deci ar trebui neapărat numai pe tank să facem această instrucție și noi căutăm ca temele de bază le facem mai pe tank. Acest tank nu mai are piese de schimb. Cum vă descurcați cu piesele de schimb? Greu. Greu, foarte greu, pentru că nu e greu să mă apropiem. Dacă vă dau un singur exemplu, s-au consumat tot ce este racord de cauciuc la acest tank, inclusiv în loturile numărul 1 al tankului, am scos și am folosit la tankuri. Asta e un exemplu, dar se supune pierdere de antigel, pierdere de ulei. Da. Dar ca să luați piese de schimb, vă trebuie bani. Cum vă descurcă? Un paradox. Noi am trimis tankuri pentru dezafectat la Mizil, uzina care acum nu mai face nimic pentru tankuri. Și ca să luăm piese de la această uzină, fostă uzină de tankuri, acum ne cer bani pe aceste piese. Deci noi plătim tankul de două ori armată. Adică piese luate de la tancurile dezafectate, da, pentru a repara tankurile actuale. Da, noi le trebuie să, așa ni s-a cerut să le plătim, aceste piese. Adică comandamentul mărimii trebuia să plătească aceste piese ca să ajungă la tankuri. Ce rol au specialiștii unității în repararea tankurilor atunci când nu prea există bani pentru a trimite tankurile reparate? Specialiștii noștri, deci mai știm militari care avem la dispoziție și în subordine, a făcut tot posibilul ca să mențină aceste tancuri într-o stare de operativitate bună. Am făcut reparații de o complexitate destul de mare cu aprobarea eșalonului superior, adică înlocuirea unui rezervor stelaj la tank, care presupune darea turelei jos de pe tank. Și cu ce ați dat jos turela, domnule acolo? Cu o macara de la o societate civilă, pentru că la unități militare nu am găsit o macara care să ridice turela. Și? Ați achitat-o cu ce bani? Am achitat-o cu banii noștri. Banii de la cadrele militare. Deci ați pus mâna de la mână? Trebuia plătit-o. Altă dată nu mai vine. Echipajul din avioare! Echipajul din avioare! Te numești? Soldat Mica Adrian. Acum ai terminat tragerea. Ai vreun motiv de satisfacție, Adriane? Da, tragerea a fost frumoasă. Motive de satisfacție sunt. Țintele au fost dobărâte, majoritatea soldaților sunt fericiți. Bucuria oricărui soldat este când scopul este atins și execută cât mai multe trageri reale. Ce se poate face cu bani puțin într-o mare unitate mecanizată? Ce moral trebuie să aibă în asemenea condiții cadrele militare sau apeviștii, cum le spun în argoul lor soldații, celor ce au optat pentru armată pe viață, din moment ce aceste cadre trebuie să asigure continuitatea și operativitatea structurii unde activează? Drapelul de luptă, jurământul ostășesc, demnitatea și onoarea militară care încă nu s-au golit de sensuri, cum mai afirmă unii din afara oștirii și chiar câte un gazetar răsfățat de talk show-uri televizate, constituie încă suportul morale ale unei îndârjiri în îndeplinirea atribuțiunilor. Dar câtă vreme oare vor mai avea efect asemenea valori dacă guvernanții se arată superficial cu bugetul de apărare al țării? Get away, get the job.
Thank you.